Să vă spun că sunteți niște adevărați artiști și părinții voștri o să se convingă imediat. Vă rog să nu spuneți absolut nimic despre desen. Tăcere, mâlc, toată lumea. Niciun cuvânt. Pentru că dacă vă dați de gol, pierdeți punctele puse în joc la această rundă. Așadar, dragi părinți, voi veți vedea un desen al copilului vostru care se formează pas cu pas. Desenul este răspunsul la o întrebare, ceva legat de voi sau conviețuirea voastră. În fine, pe măsură ce desenul apare, voi trebuie să ghiciți ce reprezintă acesta. Dacă ghiciți despre ce este vorba încă de la prima oprire, câștigați 100 de puncte. Dacă nu, dacă ghiciți după a doua oprire, câștigați 75 de puncte. Și tot așa, punctele scad cu câte 25 la fiecare oprire. Deci, dacă ghiciți abia la final, câștigați numai 25 de puncte. Nu ghiciți, nu primiți nimic. Dar stai un pic, stai un pic. Câte secunde ai ca să ghicească și să primească 100 de puncte? Pare la secunde, mami, câte... Nu spune noaptea! Secundă după secundă. O, trei secunde, nu? Să vedem, copii, ce ghicesc părinții voștri. Ce ați descris voi acolo? Să nu spuneți nimic. Hai să aflăm întrebarea pentru Petru și să vedem desenul lui. Deci, ce îi place tatălui tău să facă? Asta l-am întrebat pe Petru. Iar el a desenat așa. Ce îi place tatălui tău să facă? Iar nu e un semn, merge într-o direcție. Stop! Ce crezi că a vrut Petru să spună? Pentru 100 de puncte, să știi. E greu, e greu, dar 100 aia de puncte o ofer cu... Asta e tot desenul? Asta e prima parte a lui. A, prima parte? Asta e doar prima parte. Dacă te prinzi așa rapid, că săgeata aia poate fi ceva la care s-a gândit Petru și spui răspunsul corect, ai 100 de puncte. Dacă nu, noi continuăm cu desenul nostru. E o săgeată care... Da. Arată... Vrei să mai continuăm sau știi așa? Nu, hai să mai continuăm. Mai continuăm. Deci pentru 75 de puncte să vedem ce a mai desenat Petrus. Așa. Așa. Stop. O săgeată. Poți să zic eu? Nu, nu. Tu nu poți să zici. Vrei să le iei punctele și a lor, mami? Da. Nu știu. Dar-i foarte poate fi și o broască țestoasă care stă sărac așa. Se duce spre munte. Ar putea să fie drumeție sau munte. Da, este chiar... Drumeție la munte. Avem deci la 75 de puncte că poate să meargă la munte. Hai să vedem tot desenul, să vedem dacă e adevărat sau nu. Și pot să-i dau lui Petre 75 de puncte. Să continuăm. Așa? Așa, 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 așa. Opa. Mai apare o omidă. Stop. Menții pariul? Da, da, da. Deci tot rămâi pe drumeție? Da, da, da. Hai să vedem. Hai să vedem ultima parte. E clar acum. E clar. E clar. Deci bravo. Deci ai 75 de puncte. Da. Eu aș fi dat 72 că Petru a mai suflat, dar nu nimic. Aș fi spus și de la bun început, însă m-am gândit că e mai frumos să dăm celor care ne urmăresc, să dăm un pic de tensiune. Deci asta e o mare pasiune, nu? Mersul la munte, drumețiile, frumos. În fiecare săptămână și când era el micuț, așa? Mă rog, până n-am făcut mai mult de 10 kg, mergeam, îl luam în spate, am un rucsac, aveam, mă rog, îl luam așa cum am un rucsac special, îl puneam în spate pe Petrus și urcam cu el pe munte. Frumos! Da! Ia uite! Exact. Asta e. Uite aici fericire, uite aici un Petrus foarte mulțumit că plutea deasupra zării. Foarte frumos. Aplauze, vă rog frumos. Mergem mai departe cu Vica. Întrebarea noastră a fost: ce nu te lasă mami să faci? A, bine. Și desenul a început așa. Multe lucruri, oricum. Multe, a? Da, da. Dacă mai întrebai ce lasă să facă, ziceam că sta la el în cameră și citește o carte pe scaun. Și are voie să citească? Voie să citească? Eu n-am pomenit părinte, nu, el citește să-și lase copilul și să citească. Mult. Și ce crezi că ar putea să fie? Adică... Câte puncte pierdem, ca să știu... Pierzi cam 25 de puncte dacă nu îmi spui din prima. Ce nu lasă să facă?
Deci clar nu las să stă pe electronice mai mult de o oră pe zi. Electronice, adică cum ar fi? Prăjitor de pâine? Exact, da. Cuptorul, Cuptorul, la cuptor avem o problemă. Nu las să stă pe jocuri. Și pe jocuri. Telefoane și pe tot felul. Și rămâi pe răspunsul ăsta? Acum, uitându-te la desen? Și dacă e cu scaunul ăla acolo și dacă a desenat și un televizor, e clar. Hai să vedem. Hai să vedem ce a mai desenat. Aoleu. Asta e Dan. Asta e Dan? Care țipă, urlă. Deci acolo e... Deci da, dacă urlă și joacă fotbal la televizor, spun sigur. Ia uite. Și piciorușe, și cap, și ochi, și stop. Deci crezi că e Dan ăsta? Care țipă și urlă? Păi dacă n-are păr așa lung ca tine și... Cred că e Dan. Rămâi pe răspunsul tău, tot cu electronicele, da? Da. Hai să mai vedem. Opa. Am mai apărut un băț. Și încă unul, și încă unul. Asta e televizorul, mami? Încă, nu știu, că pare așa un dulăpior. Pare un dulăpior. Nu. Cu mâncarea nu avem probleme. Dar acum, uite, a apărut și asta. Rămâi pe jocuri electronice, că asta deja pare un fel de dulap. Așteaptă. Aștept, dar după aia încep să scad la puncte. Vrei să ajungem la 25 de puncte, Dan? Doar 25? Păi nu, dar noi am răspuns. Voi ați răspuns bine. Hai să vedem și ultima parte. Da. Ultima parte. Da, foarte frumoasă de să... A, B, B. Că la ea seamănă deja calculator. Da, e telecomandă. Uite că deja ești cu A. Cum ai desenat ce par? Băi, gata. Nu, n-am ce să fac. Îți dau 100 de puncte, Bica. Bine! Eu din start știam, deci putea să nu deseneze. La noi în casă sunt anumite lucruri care sunt foarte importante. Școala, fotbalul, ce nu avem face este un singur lucru. N-avem voie să pierdem timpul la calculator. Dragă Pepe. Iubite Pepe. Uite ce am întrebat-o noi pe Mariuca. Care e momentul preferat al lui tati cu tine? Da. Și Măriuca ne-a desenat așa. A început să deseneze, adică... Aoleu. Sau mai așa? Că deja m-am prins. Ce e asta? Stop, ce e asta? Ai putea să fii chiar tu ăsta? Maria, tu ai desenat ce vedem noi acolo? Nu. Nu. Păi n-a desenat nimeni în locul tău, zici? Cum să-mi dau seama după ce a desenat, când eu am întrebat-o pe fată dacă ea a desenat și ea cred că a și uitat că a desenat? Nu, ne place mult să dormim în brațe unul cu celălalt. Da. Și crezi din că desen așa... nu reiese. Din desen încă nu reiese chestia asta. Vrei să mergem mai departe? Rămâi pe răspunsul ăsta? Și sper să fie și desenul... și desenul bun. Al ei. Hai să vedem. Hai să mergem în partea a doua. Uite, cineva zâmbește. Sau ăla-i patul vostru ușor cocoșat așa. Opa, stați în baie. Opa. Mamă, încep să apară tot felul de personaje. Uite. Foarte frumos că ești. Ăsta bun pariu că ești tu, nu? Ăsta sunt eu. Ăsta ești tu. După păr sunt eu. Plutești așa pe o cadă? Sau ce se poate întâmpla acolo? A face duș. Faci duș? Probabil sunt în baie, dar ea nu m-a văzut niciodată în baie, când închid ușa cu cheia, când intru în baie. Am înțeles. Probabil... Și în dreapta, ce-o fi în dreapta, nu știu, acolo... Ea tot timpul mă mângâie în păr și îmi spune că miroase părul frumos. Aha. Probabil s-a referit la faptul că mă spăl des pe păr și mă dau cu parfum. Da, nu. Asta e o altă variantă. Foarte bun. Nu uita însă că întrebarea este care e momentul preferat al lui tati cu tine, deci, și ea este sigur acolo în desen. A, deci acolo, nu? Da. E ceva între voi doi? Doar atât. Tati, tu ai desenat ce e acolo? Nu. No. Mergem mai departe să vedem dacă sigur că o fi... până recunoaște copilul desenat. Hai să mergem mai departe. Pepe plutește deasupra căzii. Opa, a pus mâna pe ceva. Acolo e o inimioară, dragoste mare. Și acolo iar apare... Îi fac ei, băiță! Îi fac ei, băiță. Aseară am făcut băiță. Pentru 50 de puncte rămâi pe varianta asta? Îi faci băiță Mariei. Da. Hai să vedem ultima parte. Valuri. Da. Umă. Valuri. Se umă, răzuște, inimioare. Inimioare, totul. Uite, ăla-i burete. Tot ce trebuie, da, corect. Lăbuci.
Corect, 50 de puncte, Pepe. Bravo, foarte frumos. Gata, domnule. N-aveam cum să-mi dau seama din prima. Am crezut la un moment dat că nu o să ghicesc acțiunea Neam. Tot mă bucur că am reușit să-mi dau seama despre ce e vorba. Eu zic să facem o mică...